Ascultați aceste versuri. Numai eu îți citesc corpul. Tu ești cartea mea, iubita mea. Mulțumim, Radovan Culicea Cărtărescu, Dance Mihălescu și Ioana Pârvulescu. Profitați de Ioana, care fix acum o jumătate de oră până la lansarea Cundera, romanul pe care tot el a tradus, și de la patru rămânem cumva între poeți, pentru Bob Dylan, Tarantula, Mircea Cărtărescu, Sorin Gherguț, traducătorul, și Denisa Comănescu.